Președintele executiv al PSD Gorj, Ion Călinoiu, a recunoscut că USL este pe un trend descrescător. Potrivit sondajelor, USL, creditat cu 65% atunci când s-a constituit, a scăzut la 45-47%. Călinoiu nu a dat procente, dar a recunoscut că trendul este descrescător. Acesta este un proiect, zic eu, de perspectivă în care își pun speranțele, după cum bine s-a văzut de la începutul lansării acestui proiect, se menține chiar dacă trendul este oarecum descrescător în această perioadă în sondaje, dar se menține acolo unde cu toții vedem că responsabilitatea pe care și-o asumă Uniunea Social Liberală de a prelua, dacă vreți, de a prelua tot ceea ce este necesar. Scăderea continuă în sondaj a USL are la bază neînțelegerile dintre membrii celor trei partide aliate. În niciun caz nu sunt românii de vină, nu sunt oamenii de vină. Și am spus foarte clar, o probleme legate de constituirea Uniunii Social Liberale, încât să fie asigurate prin structurile de funcționare acestei alianțe, Uniunea Social Liberală, mai fost câte o problemă de disfuncționalitate, așa cum spuneam, la o organizație locală, la o organizație județeană, interpersonală. După aceea am avut și unele evenimente nodărite. Nici până acum, la nivelul județului Gorj, protocoalele de colaborare nu sunt semnate în toate localitățile. La Câlnic, primarul liberal refuză să semneze protocolul de colaborare cu președintele de la PSD din localitate, între cei doi existând numeroase dispute.